Înainte să încep, aș vrea să-i fac o promovare lui Anonim Motivațional. Cu siguranță m-a zis de acest timp pentru că am mai lucrat și în trecut cu el. Și tot ce vreau să vă spun este că omul ăsta face niște clipuri absolut extraordinare și niște clipuri care chiar te motivează să-ți urmezi visul. Dacă vă simțiți un pic cam triști sau pur și simplu considerați că nu aveți suficientă încredere în voi, chiar vă recomand pe acest tip. De asemenea, omul e și el anonim, își păstrează identitatea, exact cum fac și eu. Poartă o mască, ceea ce îl face mai diferit față de restul online-ului. Și vă las link în descriere să aruncați un ochi pe canalul lui. Chiar vă recomand să vă abonați pentru că omul chiar merită să crească pe această platformă. Aveți link în descriere, iar acum noi să trecem la ale noastre. Accidentul nuclear de la Cernobâl a fost un accident major în centrala nucleară pe data de 26 aprilie 1986, care s-a compus dintr-o explozie a centralei urmată de contaminarea radioactivă a zonei înconjurătoare. Acest dezastru este considerat ca fiind cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Un nor de precipitații radioactive s-a îndreptat spre părțile vestice ale Uniunii Sovietice, Europei și părțile estice ale Americii de Nord. Suprafețe mari din Ucraina, Belarus și Rusia au fost puternic contaminate, fiind evacuate aproximativ 336.000 de persoane. Circa 60% din precipitațiile radioactive cad în Belarus, conform datelor post-sovietice oficiale. Ei bine, în acest episod o să vorbim despre 5 locuri bizare de la Cernobâl. Locul a devenit cunoscut în Ucraina drept Podul Morții, în mare parte și din cauza unor mituri urbane potrivit cărora toți cei care s-au aflat pe pod în acea noapte au murit în următorii ani din cauza expunerii la radiații. Nu există nicio dovadă clară în acest sens, potrivit scriitorul Adam, autorul cărții Miezul Nopții la Cernobâl, povestea nespusă a cel mai mare dezastru nuclear. Oleksii Breus a redat pentru BBC că pentru el este o exagerare și că locuitorii din oraș cel mai probabil au dormit în timpul exploziei. Inclusiv el, inginer al centralei, a aflat de accident de abia dimineața, pe 26 aprilie, când a ajuns la muncă. Nu am auzit să fi fost un grup mare de oameni care au mers pe pod să vadă incidentul în timpul nopții. La spital am fost tratat împreună cu un bărbat care a trecut cu bicicleta pe pod în timpul zilei pe 26 aprilie ca să se uite la centrală. A făcut o formă ușoară de sindrom acut de iradiere. Un alt prieten a povestit că a avut atunci întâlnire cu iubita lui în apropierea podului. A avut probleme de sănătate după aia, a mai povestit acesta. În cartea sa publicată în februarie 2019, Adam povestește că a vorbit cu un bărbat care avea 7-8 ani la momentul accidentului și care a relatat că a mers cu bicicleta pe 26 aprilie pe pod pentru a vedea reactorul. Nu este mort, ci perfect sănătos, a explicat el. Potrivit lui, legenda podului morții s-a născut din relatările localnicilor evacuați și traumatizați de tragedie. Oleksii Breus a devenit un martor imediat al evenimentelor care s-au derulat după explozie. În miniseria creată de Craig Mazin, locuitorii din Pripyat, treziți în mijlocul nopții de explozie, se duc pe un pod de cale ferată în apropierea orașului la 3 km de centrală, pentru a vedea mai bine focul cauzat de explozie, fără să realizeze riscul la care se expun. Iau cu ei și copiii, care sunt arătați cum se joacă în cenușa radioactivă care cade din cer precum fulgii de zăpadă. La finalul miniserii, pe generic, creatorii show-ului anunță că toți cei care s-au aflat pe pod au murit. Centrala nucleară de la Cernobâl este o centrală nucleară dezafectată din Ucraina, amplasată în apropierea orașului părăsit Pripyat, la 14,5 km de Cernobâl, la 16 km de granița cu Belarus și la 110 km de capitala Ucrainei, Kiev. Aceasta ocupă o mare parte din zona de excludere Cernobâl. Centrala nucleară Vladimir Lenin a exploatat 4 reactori nucleari cu uraniu îmbogățit, răcit cu apă ușoară și moderate cu grafit, iar construcția centralei a fost începută pe 15 septembrie 1972. Reactorul 1 a fost inaugurat pe 26 septembrie 1977, urmând astfel reactorii 2, 3 și 4. Alți doi reactori erau în construcție la momentul exploziei din 1986. Construcția acestora a fost sistată și ulterior abandonată la scurt timp după dezastru. Explozia din 26 aprilie a distrus reactorul 4 și a cauzat evacuarea orașului Pripyat și Cernobâl și a câtorva sate în apropiere, aflată într-o regiune puternic contaminată radioactiv. Activitatea centralei a fost oprită temporar, însă cei 3 reactori rămași și-au preluat activitatea mai târziu. Reactorul 2
2 a fost închis în 1991, în urma unui incendiu, urmând închiderea reactorului 1 în 1996 și în cel din urmă reactorul 3 fiind închis în 2000. Demolarea reactorului 1 este în desfășurare și termenul este între 2020 și 2022. De la peste 30 de ani de la tragedie, oamenii aleg să trăiască în casele care se dărâmă la marginea zonei de excludere. Într-o seară caldă de vară, Marina Kovalenko joacă fotbal cu cele două fete ale sale adolescente în curte. Irina și Olena râd cum câinele de familie încearcă să prindă mingea împrăștind puii, dar dincolo de gardul familiei, totul este tăcere. Numeroase case, un magazin și o bibliotecă stau părăsite în satul Steicina, din nordul Ucrainei. Numai pădurea câștigă teren, pe măsură ce plantele târătoare explorează crăpături în acest sat abandonat. Familia are doar câțiva vecini, dar aproape toți sunt din anii 70 și 80. În ciuda lipsei de facilități sau oportunități, în urmă cu 4 ani, Marina și fiicele ei au împachetat tot ce aveau și s-au întors pentru a locui aici, la doar 30 de kilometri de zona de excludere nucleară de la Cernobâl. Dar unii oameni nu au plecat niciodată. Astăzi este încă ilegal traiul în interiorul zonei de excludere. În ciuda acestui fapt, aproximativ 130-150 de persoane o fac. Multe sunt femei care încă își lucrează pământul moștenit din anii 70 și 80. Casa lui Marina are nevoie disperată de reparații. Podelele putrezesc, iar radiatoarele metalice au crăpat. O problemă majoră într-un loc unde temperaturile pot scădea la minus 20 de grade în timpul iernii. El dispune de facilități de bază, gază, electricitate și semnal pentru telefonul mobil, ceea ce înseamnă că pot accesa internetul, dar au doar o toaletă exterioară. Apa este o problemă. Singura lor sursă este un puț poluat care se conectează la casă printr-o singură conductă. Ele trebuie să fie toată apa înainte de a o folosi. O casă în stare bună în sat ar putea costa până la $3,500, dar astfel de proprietăți sunt rare. Cele mai multe dintre casele vacante, multe din lemn, sunt vândute de foști ocupanți pentru mai puțin de câteva sute de dolari. De la dezastru, oamenii de știință au monitorizat continuu nivelul de radiații din sol, pomi, plante și animale în jurul Cernobâlului, chiar și în localități în afara zonei de excludere. Nu mai există riscul de a genera radiații în atmosferă, spune doctorul Valery de la Institutul de Radiologie Agricol din Ucraina, dar în unele zone contaminarea solului ar putea reprezenta o amenințare pentru sănătatea oamenilor. Pripyat este un oraș părăsit în zona de excludere Cernobâl, regiunea Kiev, Ucraina, care se află în apropiere de frontiera cu Belarus. A fost casă pentru lucrători ai centralei nucleare de la Cernobâl. A fost părăsit după accidentul nuclear de la Cernobâl în anul 1986. A avut o populație de aproximativ 50.000 de locuitori. Spre deosebire de alte orașe de importanță militară, accesul în Pripyat nu a fost restrâns înainte de calamitate. Înainte de accidentul nuclear de la Cernobâl, centrale nucleare erau considerate în URSS ca fiind cele mai sigure dintre toate tipurile de centrale electrice. Centrale nucleare au fost prezentate ca fiind marele succes al ingineriei sovietice, unde puterea nucleară a fost folosită pentru proiecte pașnice. Sloganul "Atomul pașnic" a fost popular în acea vreme. Inițial, centrala a fost planificată pentru a fi construită la doar 25 de kilometri de Kiev, dar Academia Ucraineană de Știință și alte organizații au spus că această localitate va fi prea aproape de oraș, așa că centrala a fost construită împreună cu Pripyat la aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev. S-a vorbit despre păsări cu creierul mai mic, păianjeni de dimensiuni tot mai mari și fluturi tot mai mici. Însă abia acum se vorbește despre faptul că frunzele și copacii morți din pădurea de la Cernobâl nu se descompun. Acele microorganisme responsabile cu descompunerea, gândaci, microbi, ciuperci care se hrănesc cu rămășițele organismelor moarte, lipsesc. Fără ele, carbonul, nitrogenul și alte elemente esențiale vieții rămân blocate în cadarurile plantelor. Efectele contaminării radioactive asupra descompunerii materialelor vegetale au rămas necunoscute până acum. Oamenii de știință care examinează pădurile din jurul Cernobâlului au descoperit că radiațiile au redus nivelul de pierdere a vegetației moarte. Frunzele moarte de pe sol, ca și pinii morți din pădurea roșie, nu se descompun la 3 decenii după accidentul nuclear. În afară de câteva furnici, trunchiurile erau neschimbate când le-am observat noi. A fost șocant pentru că în pădurile unde trăiesc eu, un copac căzut devine rumeguș după un deceniu în care a stat la pământ.
Studiul vine într-un moment în care Cernobâlul este din nou în atenția lumii. Pe de o parte, un incendiu de proporții a izbucnit acum câteva luni lângă Cernobâl și norul de fum amenința să traverseze mai multe țări europene. Dar nu s-a întâmplat asta. Cam atât a fost din episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. De asemenea, nu uitați să descărcați browserul Brave dacă vreți să aveți parte de cel mai rapid browser de internet. Vă las link în descriere, vă las link și în comentarii. De asemenea, vreau să vă întreb care vi s-a părut cel mai șocant loc din Cernobâl. Vă aștept răspunsul în comentarii, nu uitați de follow pe Instagram la JocVirtual1, ne vedem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.